Cei opt membri ai grupului Flores Campi din cadrul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș vor reprezenta județul nostru în finala Festivalului Mamaia Copiilor 2019. Aceștia sunt Gabriela Dobre, Miruna Grigore, Denisa Ilie, Veronica Neagu, Lucian Dumitroiu, Catin Leu, Miruna Lică și Alina Mareș. Festivalul de creație și interpretare Mamaia Copiilor, ajuns la cea de-a 19-a ediție, este unul dintre cele mai importante evenimente ale muzicii ușoare românești pentru copiii și tineretul din România. Evenimentul este structurat în două categorii, una pentru interpretare și alta pentru creație. Secțiunea pentru interpretare este împărțită în cinci categorii de vârstă, de la 4 la 17 ani, și mai cuprinde o secțiune de show-uri. Festivalul se desfășoară în perioada 5-7 septembrie la Casa de Cultură din Constanța.